Copiii de la școlile gimnaziale din Baia de Aramă, Ponoarele, Izverna și Cireș au participat sâmbătă după amiază la un concurs cultural, organizat în premieră în județul Mehedinți de Centrul Cultural Nichita Stănescu, unitate în subordinea Consiliului Județean Mehedinți, ca un omagiu adus poetului național Mihai Eminescu de Ziua Culturii Naționale. Îl sărbătorim pe geniul Mihai Eminescu. La zirea soarelui se știe, cerul a muncit o veșnicie. Noi muncind tocmai ne-am ales cu, ne-am ales cu Domnul Eminescu. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, țara mea de glorii, țara mea de dor, brațele nervoase, arma de tărie, la trecutu-s mare, mare viitor. În comuna Ponoarele, cei 12 elevi înscriși în concurs au recitat versuri din cele mai cunoscute poezii ale lui Mihai Eminescu, probă prin intermediul căreia și-au evidențiat talentul, munca și interesul pentru valorile culturale. Totodată, cei mici au avut și o probă de cultură generală cu întrebări despre viața și opera poetului național. Tu ești Mircea? Da, împărate. Am venit să-mi te închin, de nu schimba ta coroană într-o ramură de spini. Orice gând ai, împărate, și oricum vei fi sosit. Cât suntem încă pe pace, eu zic, bine ai venit. Și pentru că evenimentul a fost organizat în comuna Ponoarele, în cea mai frumoasă zonă a județului Mehedinți, unde tradiția și elementele de identitate formează o bogată zestre culturală, elevii au purtat costume populare pe care le-au prezentat în fața juriului cum au știut mai bine. În a doua parte a evenimentului, apreciatul artist Florin Tomiț, cu prestații numeroase în cenaclul Flacăra alături de fiica sa Patricia, care în anul 2022 a impresionat juriul de la Vocea României, au susținut un concert de muzică folk, un omagiu impresionant adus lui Mihai Eminescu și culturii naționale. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, prezent la eveniment, i-a felicitat pe colegii de la Centrul Cultural Nichita Stănescu pentru această inițiativă. Cultura nu înseamnă doar creație artistică, ci și limbaj, tradiții, obiceiuri și modul de a trăi și de a gândi, iar evenimentul a demonstrat foarte bine acest lucru. De asemenea, președintele l-a felicitat pe primarul comunei Ponoarele, Georgică Pătrașcu, pentru sprijinul pe care l-a acordat acestui eveniment. E bine că s-a organizat un astfel de eveniment, motiv pentru care îi felicit pe colegii mei de la Centrul Cultural, dar în egală măsură îi felicit și pe acești elevi minunați. De Ziua Culturii Naționale trebuie să vorbim de Eminescu fără doar și poate. Și copiii noștri prezenți aici pe scenă, dumneavoastră, dragii noștri oaspeți, ați fost cei care astăzi ne-ați readus aminte de ce a însemnat Eminescu. Și vă felicit pentru asta. Sunt nerăbdător să vin aici în față să-și primească diploma. Haideți aici în față! Ești încredor! Felicitări în primul rând lor, felicitări și cadrelor didactice, dar felicitări și tuturor primarilor prezenți astăzi în sală, pentru că fără sprijin administrativ nu poți să organizezi astfel de evenimente. Este obligația noastră ca autorități județene, autorități locale, să susținem dezvoltarea culturii în județul nostru. Suntem aici, în zona de nord a județului, în comuna Ponoarele, cu zonele limitrofe Baia de Aramă, Izverna, Cireșu, dar și alte localități minunate, pentru că aici este zona noastră bogată în tradiții. Este zona noastră unde costumul popular este la el acasă și mi-a plăcut tare mult să văd atâta modele de costum popular. Mi-a plăcut foarte mult să-i văd pe dragii noștri copii cum și-au prezentat costumele pe care le poartă cu mândrie.
Felicitări, dragi copii! Tania Lăin, managerul Centrului Cultural Nichita Stănescu, este un manager ce pune suflet în tot ceea ce organizează și își dorește să promoveze tot mai mult folclorul autentic, tradițiile și valorile românești, păstrând datinile populare cu sfințenie, mai ales la sat, unde joacă un rol important în derularea vieții cotidiene și a păstrării identității culturale. De asemenea, un aport în realizarea acestui concurs l-au avut și primarul din Baia de Aramă, Ionuț Tudorescu, primarul din Izverna, Marius Răescu și administratorul public, Ionuț Stoican, primarul comunei Cireșu, Doru Țârlui, pentru că i-au însoțit pe copii și i-au încurajat din public și pentru că acordă o mare importanță valorilor culturale care ne modelează identitatea. Prestațiile elevilor au fost frumoase, iar pentru reușitele lor, toți copiii merită felicitări, dar și dascălii și părinții. Premiul întâi a fost câștigat de echipa din Izverna, însă toți participanții trebuie să-și dezvolte în continuare aptitudinile, să reprezinte cu mândrie și respect valorile culturale ale zonei din care provin.